Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. În cadrul acestei emisiuni, de cele mai multe ori am bucuria să vă prezint misionari români care lucrează în diferite zone ale Pământului la extinderea împărăției lui Dumnezeu. Uneori însă, în cadrul acestei emisiuni, vă prezint diferite seminarii susținute de oameni ai misiunii, oameni cu o vastă experiență în lucrarea transculturală. În această zi vă propun să urmărim împreună mesajul pe care profesorul Don McCurry l-a adus în cadrul conferinței de misiune Romiscon, desfășurată la Valea Drăganului, conferință care a avut titlul Rolul Duhului Sfânt în misiune. Să urmărim împreună mesajul pe care acest om cu o experiență deosebită în misiune l-a adus participanților la conferința de misiune. Vă doresc vizionare plăcută. I would like to be a little bit autobiographical and tell some stories about Pakistan. Aș vrea în sesiunea aceasta să prezint câteva istorisiri autobiografice despre lucrarea pe care am făcut-o în Pakistan. In 1926, we had a Pentecostal revival among the missionaries in Pakistan. În anul 1926 a fost o trezire de factură penticostală între misionarii care se aflau atunci pe teren în Pakistan. And I want to talk to you about the tragedy of the Presbyterian mission. Și vreau să fac referire și la tragedia care s-a petrecut în rândul misionarilor presbiterieni. We had 144 workers. Aveam 144 de lucrători. 14 of them received the baptism of the Holy Spirit. 14 dintre ei au primit botezul cu Duhul Sfânt. And this created a crisis in the mission. Și aceasta a stârnit un conflict în cadrul misiunii. And unfortunately there was one lady who said unless you speak in tongues you are not born again. Din păcate, între misionarii care fuseseră botezați cu Duhul Sfânt a fost o soră care a spus că dacă cineva nu vorbește în alte limbi, nu este născut din nou. And there was an investigation by a committee and they forbid this lady to teach that. Și a fost un comitet care a făcut o investigație, a anchetat situația aceea și în final au luat decizia să interzică acelei femei să mai învețe pe cineva în felul respectiv. And as a result, all 14 of those people who received the Holy Spirit resigned from the mission. Drept urmare, cei 14 oameni care primiseră botezul cu Duhul Sfânt și-au dat demisia din organizația misionară respectivă. The effect of that was absolutely devastating. Efectul acestei decizii a fost de-a dreptul devastator. Because for the next 40 years people were afraid to talk about the Holy Spirit. Fiindcă în următorii 40 de ani lucrătorilor le-a fost teamă să mai menționeze cumva pe Duhul Sfânt. In 1966 I was asked to be the pastor to the whole mission community of Pakistan. În anul 1966 mi s-a cerut să fiu pastorul comunității misionare integrale care se afla atunci în Pakistan. I had the opportunity to preach for 9 Sundays in the summertime where the missionaries come for their vacation. Am avut oportunitatea să predic timp de 9 duminici la rând în perioada verii în locul unde misionarii se retrag pe perioada vacanței. And I spoke for 9 Sundays on the Holy Spirit. 9 duminici la rând am vorbit despre Duhul Sfânt. And I invited both the Pentecostals and the Evangelicals to come Saturday night for prayer together. Și am chemat la întâlnirea aceea pe penticostali și pe evanghelici, pe toți să participe sâmbătă seara la niște întruniri de rugăciuni împreună. And every Saturday night there was about 200 missionaries there praying in the church. În fiecare sâmbătă seară în biserica respectivă se adunau în jur de 200 de misionari care se rugau. And to keep the unity of the spirit I said we will conduct the meetings the way it says in the word of God. Și pentru a păstra lucrurile în ordine, am spus vrem ca aceste întâlniri să se desfășoare după cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. And the Holy Spirit was free to work among us. Și Duhul Sfânt i s-a dat libertatea să lucreze în mijlocul nostru. That was the beginning of a wonderful new freedom among missionaries in Pakistan. Acolo a avut loc începutul unei noi libertăți care s-a desfășurat prin Duhul Sfânt între misionarii din Pakistan.
In due time I began to teach in a seminary in Pakistan. La vremea potrivită am început și să predau la un seminar în Pakistan. That seminary was founded by the Presbyterians in 1877. Seminarul respectiv fusese fondat de către lucrătorii presbiterieni în anul 1877. In 1954 it became a union seminary. În anul 1954 a devenit un seminar al Uniunii. And as strange as it may seem, both Pentecostals and evangelicals come to the same seminary. Și oricât de ciudat s-ar părea, la seminarul acesta participă deopotrivă și pentecostali și celelalte ramuri evanghelice. In November I will be going there to teach again. În noiembrie anul acesta mă voi întoarce acolo pentru a predica, pentru a preda. I teach on the subject of missions. Voi preda pe subiectul misiunii. And of course I teach about the Holy Spirit. Și desigur predau un curs și despre Duhul Sfânt. And I am free to do that. Și am libertate să vorbesc acolo. So also I want to share another story from Kyrgyzstan on the same subject. Și în aceeași ordine de idei vreau să împărtășesc o istorisire din Kyrgyzstan. Through Open Doors I was invited to go to Kyrgyzstan in 1988. Prin organizația Open Doors am fost invitat să merg în Kyrgyzstan în 1988. And they put me in a Baptist church. Și m-au plasat la un moment dat într-o biserică baptistă. And there was one man there who said whoever speaks in tongues is of the devil. Și în biserica respectivă fusese o persoană care a spus oricine vorbește în alte limbi e de la diavolul. So that was the beginning atmosphere. Aceasta era atmosfera de introducere din biserica respectivă. And the grace of God was on me as I began to work with that Baptist church. Harul lui Dumnezeu însă m-a însoțit pe măsură ce am început lucrarea în biserica respectivă baptistă. They translated my book Healing the Broken Family of Abraham, New Life for Muslims. They translated it into the Kyrgyz language. Ei au tradus în limba kirghiză cartea pe care o scrisese. În titlul cărții este Vindecare pentru familia disfuncțională a lui Avram. And in my book I teach about the gifts of the Holy Spirit. Și în cartea mea vorbesc deopotrivă despre darurile Duhului Sfânt. And because they saw the grace of God on my life, after a few years they came to me and they repented of speaking against the gifts of the Spirit. Și pentru că au văzut harul lui Dumnezeu care însoțea viața mea, după câțiva ani de zile au venit la mine și și-au cerut iertare pentru faptul că au fost împotriva lucrării Duhului Sfânt. And they came to me and they said we don't have these gifts yet, but now we believe they're in the Bible. Au venit la mine și mi-au spus noi n-avem încă darurile astea, dar credem că sunt așa cum scrie în Biblie. So I'm sharing this with you because I come from a non-Pentecostal background. Mă împărtășesc toate acestea pentru că eu vin dintr-un mediu care nu a fost pentecostal. And I'm wanting to say to you, love your brothers and sisters who are not Pentecostals yet and teach the word of God. Vreau să vă spun, iubiți-i pe frații și surorile voastre care încă nu sunt pentecostali, dar în același timp învățați, afirmați cuvântul lui Dumnezeu. All of it. Tot ce spune Scriptura. Over and over the Spirit speaks into my soul saying teach my word, teach my word. Mereu și mereu Duhul Sfânt îmi vorbește în Duhul meu și îmi spune predică și învață-i cuvântul meu. Now I want to get into the word of God. Aș vrea acum să ne îndreptăm atenția în cuvântul lui Dumnezeu. The passage I would like to start with is Jesus' baptism. Pasajul la care vreau să facem referire pentru început este botezul Domnului Isus. If you remember the circumstances, you can turn to Matthew 3 if you want to look at it. Dacă vreți puteți să urmăriți în timp ce vorbesc în Matei în capitolul 3. After Jesus was baptized, he came up out of the water. Vă amintiți după ce Domnul Isus a fost botezat, el a ieșit afară din apă? And heaven opened. Și cerurile s-au deschis. The Bible doesn't talk very often about heaven opening. Biblia nu ne vorbește foarte des despre ceruri deschise. And a voice spoke down to him. Și o voce din ceruri a vorbit către Domnul Isus. This is my son whom I love. Acesta este fiul meu pe care îl iubesc sau prea iubit.
Muslims do not believe Jesus is the Son of God. Musulmanii nu cred că Isus este Fiul lui Dumnezeu. So this is why we want to put the word of God in every Muslim language. De aceea ne dorim ca să existe cuvântul lui Dumnezeu tradus în fiecare limbă a musulmanilor. Because Satan has lied to them through Islam. Pentru că Satana i-a mințit prin intermediul islamului. And then the Holy Spirit came down in the form of a dove and rested on Jesus. Apoi Duhul Sfânt s-a coborât deasupra Domnului Isus și s-a așezat pe el în forma unui porumbel. And it we read in John 3:34 that the Holy Spirit was given to him without any limit. Și apoi citim în Ioan 3:34 că Duhul Sfânt i-a fost dăruit Domnului Isus fără măsură. Now what is so interesting is that Jesus was about 30 years old then. Ceea ce este foarte interesant este că Domnul Isus la vremea aceea avea doar 30 de ani. And up until that time he had not done any miracles, he had not cast any demons out of anyone. Și până la vremea aceea Domnul Isus nu făcuse nicio minune, nu scosese niciun demon, nu făcuse nimic deosebit. Christians a long time ago used their imagination and began to invent stories about Jesus' childhood. Unii creștini cu secole în urmă au început să-și folosească ei imaginația și să inventeze povestiri așa zise din copilăria Domnului Isus. One of those stories actually came into the Quran. Și una dintre povestioarele acelea a fost cuprinsă și în Coran. It's a false story, of course. Este o povestire falsă, desigur. The main point is Jesus did not begin his ministry until the Holy Spirit came upon him. Dar punctul pe care noi îl subliniem prin ceea ce spunem acum este că Iisus nu și-a început lucrarea decât după ce Duhul Sfânt s-a pogorât peste el. God is one. Dumnezeu este una. And when we work with Muslims, we have to insist on that. Și când lucrăm cu musulmanii, trebuie să insistăm asupra acestui aspect. So if you were my students in seminary or Bible school, dacă voi ați fost studenții mei la un seminar sau la o școală biblică, I would require you to go through the Bible and find a passage in the mouth of every major prophet, including Jesus. V-aș fi cerut să parcurgeți întreaga Scriptură și să găsiți un cuvânt rostit de fiecare dintre principalii proroci din Scriptură și inclusiv a Domnului Isus. Where each one says God is one. În care să vedeți că fiecare spune Dumnezeu este unul. When you're going to work with Muslims, you have to insist on that. Și când vei fi implicat în lucrarea cu musulmanii, va trebui să insiști asupra acestui lucru. So I'm going to digress just for a moment. Vreau pentru câteva momente să fac o mică deviere. How do you explain the Trinity to Muslims? Cum explicați Trinitatea unui musulman? Well, first of all, the word Trinity is not in the Bible. Pentru că în primul rând cuvântul Trinitate nu se găsește în forma asta în Biblie. So let's just take what's in the Bible. Așadar, hai să ne uităm la ce scrie în Biblie totuși. First of all, God is one. Mai întâi de toate, Dumnezeu este unul. But we also know he is Father, Son and Spirit. Dar în același timp că el este Tată, Fiul și Duhul Sfânt. How do you illustrate that? Cum ilustrăm adevărul acesta? Well, the Bible also says God is love. De asemenea, Biblia ne spune că Dumnezeu este dragoste. And love is just an empty sound floating in the air until you have three things. Dragostea este doar un cuvânt sau un sunet lipsit de semnificații care zboară așa în eter dacă nu întrunește trei condiții. What are those three things? Care sunt cele trei condiții? You have to have a lover. Trebuie să existe o persoană care să iubească. You have to have a beloved. Trebuie să existe o persoană iubită. And you have to have love flowing between them. Și trebuie între cele două persoane să existe interacțiunea aceasta a dragostei. So let's draw a circle in the air. Așadar, haideți să încercuim cele trei elemente. God is one. Dumnezeu este unul. And inside the circle you have the lover. Și în interiorul cercului îl găsim pe cel care iubește. Who is that? Cine este acela? That's the Father. Tatăl. Then you have the beloved inside that circle of the one God. Apoi îl ai pe cel iubit în cadrul cercului acestuia. Who is that? Cine e acela? That's Jesus. Este Isus. And then you have love flowing between them. Și apoi este dragostea care umple atmosfera aceea dintre ei. And who is that? Cine e aceea?
It's the Holy Spirit. Este Duhul Sfânt. Fruit of the Spirit is love. Roada Duhului este dragostea. So I won't have another chance to speak to you, but I'm going to pray that God is going to use you all over the world, including the Muslim world. Eu am să mă rog ca Dumnezeu să vă folosească pe fiecare dintre voi, pretutindeni în lumea aceasta și în lucrarea aceasta între musulmani. There's only one verse in the whole Quran that mentions love. Este un singur verset în tot Coranul care menționează dragostea. And this is what it says. Și ascultați cum e formulat în Coran. God loves those who obey him. Dumnezeu îi iubește pe cei care ascultă de el. There's no idea in the Bible that God loves us while we were still sinners. În Coran nu o să găsiți niciun fel de mențiune de genul Dumnezeu ne-a iubit pe când noi eram încă păcătoși. So pray, even if you don't go to the Muslim world, pray that God will open their hearts and minds to the real God. Așadar, chiar dacă nu va fi să mergeți voi înșivă în lumea musulmană, rugați-vă ca musulmanii mintea lor să fie deschisă la ideea dragostei pe care o are adevăratul Dumnezeu. Now I'd like to look at a passage where Jesus is actually beginning his ministry. Și aș vrea să ne uităm la pasajul acela în care Domnul Iisus își începe cu adevărat lucrarea sa. It's Matthew 9, verse 35 to 38. În Matei 9, versetele 35 până la 38. When you study the context, this is happening in Galilee. Și dacă studiezi contextul, vei vedea ce se întâmpla atunci în Galileea. And some people have researched Galilee in the time of Jesus. Unii oameni au făcut cercetare mai extinsă cu privire la Galileea din vremea Domnului Iisus. And they said something like, there are about 250 towns and villages in all of Galilee. Și ne spun că au fost în jur de 250 de sate și orășele în regiunea Galileei din vremea Domnului Iisus. I have a question for you. Vreau să vă pun o întrebare. Why did Jesus not set up his headquarters in Jerusalem? De ce nu și-a așezat Domnul Iisus cartierul general în Ierusalim? Couldn't he think strategically? Nu putea Domnul Iisus să gândească puțin mai strategic? And didn't he want to work from the top down? N-ar fi fost normal ca să încerce să lucreze din vârful piramidei în jos? What was the matter with Jerusalem? Care era problema cu Ierusalimul? Well, that's a sad story. Și e o povestire tristă aici. There are two metaphors for the people of Israel. Găsim două metafore în Scriptură pentru poporul Israel. One was the vine. Una este vița. The Bible talks about the vine that was brought out of Egypt and transplanted in Canaan. Biblia vorbește despre vița care a fost luată din Egipt și a fost sădită în Canaan. So the Israeli people said, "We are God's favorite vine." Poporul Israel spunea, noi suntem vița favorită a lui Dumnezeu. And Jesus said, "No." Și Isus a spus, nu. I am the vine. Eu sunt vița. Jesus is everything. Isus este totul. The second metaphor was the fig tree. A doua metaforă era smochinul. The Jews thought of themselves as God's favorite fig tree. Evreii gândeau despre ei că sunt smochinul preferat al lui Dumnezeu. And in Jerusalem, Jesus came to a fig tree and it had no fruit. Și în Ierusalim, Domnul Isus a ajuns la un moment dat în fața unui smochin care nu avea rod. And he said, "May no man eat fruit from you again." Și Domnul Iisus a spus, nimeni să nu mai mănânce din tine vreodată. And the disciples were amazed that in 24 hours that tree died. Și ucenicii au fost șocați să vadă că în 24 de ore smochinul acela se uscase. The symbol of Israel. Simbolul Israelului. This is in Matthew 21. Asta găsim scris în Matei 21. And in the same chapter Jesus says these words to the Jewish leaders. Și în același capitol Domnul Iisus spune aceste cuvinte către liderii evrei. Matthew 21:43. Matei 21:43. The kingdom is being taken away from you. Împărăția este luată de la tine. And given to another people who will bear its fruit. Și va fi dată altui popor care va rodi. Now those are very serious words. Astea sunt niște cuvinte foarte grave. Because that's a lesson for everybody. Pentru că aici e o lecțiune pentru fiecare. If you do not bear fruit, you will be a dry branch. Dacă nu aduci rod, înseamnă că ești o ramură uscată.
You'll be cut off and thrown into the fire. Și asta înseamnă că urmează să fii tăiat și aruncat în foc. That's in John 15. Asta spune în Ioan 15. So, it's always good to examine your life. De asta este bine întotdeauna să ne cercetăm viața. To see if you are filled with the Holy Spirit. Să vedem dacă suntem umpluți de Duhul Sfânt. Three times in Corinthians, Paul asked this question. De trei ori în Corinteni Pavel pune aceeași întrebare. Don't you know your body is the temple of the Holy Spirit? Nu știți că trupul vostru este un templu al Duhului Sfânt? And when you invite the Holy Spirit to come and live in you and control you, things begin to happen. Și atunci când îl invitați pe Duhul Sfânt să vină în voi și să ia stăpânire asupra vieții voastre, atunci lucruri noi încep să se petreacă. Not only do you bear the fruit of the Spirit. Nu doar că vei fi purtătorul roadei Duhului Sfânt. Love, joy, peace, long suffering, etc. Bucurie, pace, răbdare, etc. But you also are impelled by the Holy Spirit to begin the work that God has in his mind from the beginning. Dar de asemenea vei fi impulsionat de Duhul Sfânt să începi lucrarea pe care Dumnezeu a avut-o în plan pentru tine de la început. And gifts are given to us to do that. Și darurile ne sunt oferite pentru a face aceasta. Through the Holy Spirit. Prin Duhul Sfânt. And power is given to us to do that. Și puterea ne este dăruită pentru a face aceasta. So in Matthew 9:35 we see Jesus under the Spirit going through every town and city of Galilee. Așadar în Matei 9:35, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos care prin puterea Duhului Sfânt merge în fiecare localitate din Galileea. Now that's a fulfillment of prophecy. Asta este o împlinire a cuvintelor profetice. What prophecy? La ce profeții mă refer? Well, it's the passage that we use at Christmas time. Este un pasaj pe care noi îl folosim la Crăciun. It's Matthew 9 verses 1 through 7. Matei 9, primele 7 versete. A light is breaking forth in Galilee. O lumină răsare în Galileea. That's a prophecy. E o profeție acolo. And Jesus was very careful to fulfill all prophecy. Și Domnul Iisus Hristos a fost foarte meticulos în împlinirea tuturor profețiilor referitoare la el. And in that passage it talks about the son who is going to be born. Pasajul acela vorbește despre fiul care urma să se nască. And he's going to be called Everlasting Father. Și el urma să fie numit Părintele Veșnicilor. Mighty God. Dumnezeu puternic. The Prince of Peace. Prinț al Păcii. Wonderful Counselor. Sfătuitor minunat. The son is going to be called the Father. Fiul urmează să fie numit Tată. Does that bother you? Nu vă deranjează puțin formularea asta? This little baby is going to be called Mighty God. Bebelușul ăsta să fie numit Dumnezeu Atotputernic? I think what we call the doctrine of the Trinity is the most beautiful teaching in all the Bible. Cred că ceea ce noi numim astăzi doctrina Trinității este de fapt cea mai frumoasă învățătură de pe tot cuprinsul Bibliei. Jesus said in his own ministry, I and the Father are one. Iisus a spus în timpul lucrării sale, eu și Tatăl una suntem. He said to one of his disciples, he who has seen me has seen the Father. El a spus unuia dintre ucenicii săi, cel ce m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Do you know who you are? Știi cine ești tu? You were made in the image of God. Tu ai fost creat după chipul lui Dumnezeu. You are made Trinitarian. Tu ai fost creat de asemenea într-un mod trinitarian. You were made for Father, Son and Spirit to live in you. Ai fost făcut ca Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt să locuiască în tine. Remember John 14:21. Vă amintiți de Ioan 14:21? He who has my commandments and keeps them. Cel care are poruncile mele și le păzește. He it is who loves me. Sorry. He's the one who loves me. Este acel care mă iubește pe mine. And I will grow more real to him. Și eu mă voi descoperi, voi deveni mai real pentru acela. In John 14:23. În Ioan 14:23. If we love the Lord and follow him. Dacă îl iubim pe Domnul și îl urmăm pe el. It says the Father and the Son both. Ni se spune că Tatăl și Fiul împreună vor veni să locuiască în noi.
And now elsewhere we know the Holy Spirit comes to live in us. Și acum de asemenea noi știm că și Duhul Sfânt va veni să locuiască în noi. This is incredible. E ceva incredibil. Who are we? Cine mai suntem noi atunci? Satan has convinced us that we are nothing. Satan ne-a convins că suntem nimica. Or that we are insignificant. Sau că n-avem mare semnificație. Or that we have been ruined by sin. Sau că am fost ruinați de puterea păcatului. And he has deceived us into not believing who we really are. Și el ne-a înșelat să ajungem să nu mai credem cine suntem noi în realitate. Oh, if you come back to the image of God. Însă dacă te întorci cu privirea spre imaginea lui Dumnezeu, you begin to realize that God made you. Vei începe să-ți dai seama că Dumnezeu te-a creat for himself. Pentru el însuși. I would like to tell the story of a Muslim who discovered this. Vreau să vă dau un exemplu al unui musulman care a descoperit adevărul acesta. I was in a secret meeting in Kuala Lumpur, Malaysia. Eram într-o întâlnire secretă în Kuala Lumpur, în Malaysia. 35 Chinese believers. Erau 35 de creștini chinezi. 14 Indian believers. 14 creștini indieni. And one Malay who used to be a Muslim. Și un malaiez care fusese musulman. So immediately after the meeting I rushed up to the Malay. Imediat după întâlnire m-am dus să stau de vorbă cu malaiezul. And his name was Jalaluddin. Numele său era Jalaluddin. You said that very well. Now you can work in Malaysia. Deja m-a angajat și pentru malaiezii acum. I said, Jalaluddin, how did you become a Christian? Și l-am întrebat, Jalaluddin, cum ai devenit tu creștin? And he had a good sense of humor. Și el avea un spirit al umorului foarte bun. He said, by reading Genesis 1. Citind Geneza capitolul 1. So I have never heard a testimony like that. Încă n-auzisem de unul care să se convertească citind Geneza 1. So I said, you better explain that. Trebuie să-mi explici și mie cum s-a întâmplat asta atunci. And this is his story. Și iată povestea lui. At the office, his desk was right beside the desk of Philip. La biroul unde lucra, biroul său era așezat lângă biroul lui Philip. And every day Jalaluddin tried to convert Philip to Islam. Și în fiecare zi Jalaluddin încerca să-l convertească pe Filip la Islam. Islam is a missionary religion. Islamul este o religie misionară. And of course Philip tried to convert Jalaluddin to Christ. Și desigur că și Filip încerca să-l convertească pe Filip la Filip încerca să-l convertească pe Jalaluddin la Hristos. So you have two missionaries here working in the office, each trying to convert the other. Așa că doi misionari, amândoi în același birou, încercau să se convertească unul pe celălalt. This went on for months. Și povestea asta s-a derulat pe parcursul a câtorva luni. And finally Philip brings a Bible. În cele din urmă Filip aduce o Biblie. And he comes in and he puts it on Jalaluddin's desk. Și vine și o așează pe biroul lui Jalaluddin. He said, Jalaluddin, read that. Și a spus, Jalaluddin, citește cartea asta. And Philip did not tell him where to start. Și Filip nu i-a spus de unde să înceapă. So he started on page 1. Așa că a început de la pagina 1. When he got to verse 26 and 27, he was in shock. Când a ajuns la versetele 26 și 27, a fost șocat. Because the word of God says, let us create man in our image, male and female. Și că găsim acolo scris că Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră, parte bărbătească și parte femeiască. There is no teaching like that in all of Islam. Nu veți găsi o învățătură de felul acesta în toată teologia islamică. And he turns to, he calls Philip up at night time and said, Philip, I just read those words. Și la miez de noapte Jalaluddin sună la Filip și spune, tocmai am citit cuvintele acestea. What do they mean? Ce înseamnă astea? And Philip says, I don't know. Și Filip zice, habar n-am. Okay, you laughed. Văd că râdeți și voi. If I gave you 10 minutes to explain the image of God to a Muslim, are you ready? Dar dacă v-aș da vouă 10 minute ca să explicați ce înseamnă chipul lui Dumnezeu către un musulman, ați fi în stare să faceți? Philip wasn't ready. Filip nu era pregătit. But he got a concordance of the Bible. Dar avea o concordanță biblică.
And they began to research the theme of the image of God. Și împreună au început să cerceteze în Scriptură tema imaginii sau chipului lui Dumnezeu. And in their search they went to the book of Hebrews. Și în studiul lor au ajuns și la cartea Evrei. Where it says Jesus is the exact image, the exact representation of God. Acolo unde se spune că Isus este chipul, este oglindirea perfectă a imaginii lui Dumnezeu. And they found Romans 8:29. Au găsit și textul din Romani 8:29. For whom he foreknew, he predestined to be conformed to the image of his son. Cei pe care el i-a cunoscut mai dinainte, i-a predestinat ca să fie după chipul fiului său. And Jalaluddin realized his destiny was to be conformed to the image of the son. Și Jalaluddin și-a dat seama atunci că destinul său era să dobândească, să devină asemenea chipului fiului lui Dumnezeu. And the son is the exact image of God. Înțelegând totodată că fiul este de asemenea asemănarea perfectă a tatălui. So this is shocking information coming to a blind Muslim. Informația aceasta a fost o informație șocantă care pentru un musulman care fusese în orbirea lui niciodată nu o gândise, nu o văzuse în felul acesta. In 2 Corinthians 3:18 they found out this transformation is a process. În 2 Corinteni 3:18 au citit și au văzut că transformarea aceasta totodată este un proces. We all with open face beholding as in a mirror the glory of the Lord are changed into the same image degree by degree by the Spirit of God. Noi toți privim cu fața descoperită în prezența Domnului și suntem schimbați din slavă în slavă după chipul lui Dumnezeu. And along the way, of course, Philip explained the gospel. Și de-a lungul acestui parcurs de drum, Filip, desigur, a explicat mesajul Evangheliei lui Jalaluddin. And then Jalaluddin said to me. Apoi Jalaluddin mi-a povestit. One day it all came together. Într-o zi toate lucrurile astea au început să se adune la oaltă. In the beginning we were made in the image of God for God. La început am fost creat după chipul lui Dumnezeu pentru Dumnezeu. We were to have fellowship with God, our Creator Father, face to face. Am fost creați pentru a avea părtășie cu Dumnezeu, cu Creatorul nostru față în față. And we rebelled against God. Iar noi ne-am răzvrătit împotriva lui. And the image of God was shattered and broken inside of us. Și chipul lui Dumnezeu a fost frânt, a fost zdrobit înăuntrul nostru. And the Spirit of God left us. Și Duhul lui Dumnezeu ne-a părăsit. And we were left to wander in darkness. Și noi am fost lăsați să rătăcim în întuneric. And Jesus came, who's the light of the world. Iar Isus a venit, el e lumina lumii. And Jesus began to explain to us what God is like by his own life. Și Isus a început să ne explice nouă cum este Dumnezeu prin propria sa viețuire. And of course they got to the cross. Și desigur au ajuns și la momentul crucii. Where Jesus took the sins of every human being into his own body and died on the cross. Acolo unde Isus a luat în trupul său tot păcatul omenirii și a murit pe cruce. He tasted death for every man. A gustat moartea în locul fiecăruia dintre oameni. To set us free from the fear of death. Pentru a ne elibera de frica morții. And he rose from the dead victorious. Și apoi a înviat dintre cei morți biruitor. By the power of the Spirit of God. Prin puterea Duhului lui Dumnezeu. And it is that same Spirit that causes us to be born again. Și același Duh este cel care lucrează cu noi pentru a produce nașterea din nou. And we only enter the kingdom of God by being born of the Spirit. Și noi toți acum intrăm în împărăția lui Dumnezeu prin nașterea din Duhul. And when we believe, the Spirit then begins the process of transformation of each of us. Și atunci când noi credem, Duhul Sfânt începe procesul transformării în fiecare dintre noi. And we gradually, step by step, become more like Jesus. Și apoi progresiv, pas cu pas, noi devenim mai asemănători cu Isus. The image of God. În chipul lui Dumnezeu. And we will live in the presence of God face to face. Și vom trăi apoi în prezența lui Dumnezeu cu el față în față. Now let's come back to missions. Și acum ne întoarcem la tema misiunii. When that Spirit of God is living in us. Când Duhul acela al lui Dumnezeu locuiește în noi,
We either are going to obey the Spirit or we are going to resist the Spirit. Atunci avem doar două opțiuni, fie că ne supunem acelui Duh sau ne împotrivim Duhului. The Bible says that we can quench the Spirit or we can grieve the Spirit. Biblia spune că noi putem să stingem Duhul sau putem să-l întristăm pe Duhul. How do you do that? Cum poți face asta? By just living for yourself. Pur și simplu trăind pentru tine însuți. That's what sin is. Asta înseamnă păcatul. Being in control of yourself. A prelua controlul tu însuți asupra ființei tale. But when you are under the lordship of Christ and filled with the Spirit. Dar când te afli sub domnia lui Hristos și ești umplut de Duhul Său. The Bible says you are not your own. Biblia spune că tu nu-ți mai aparții ție însuți. You have been purchased with the blood of Christ. Tu ai fost cumpărat cu prețul sângelui lui Hristos. We were dead. Noi am murit. Dead people can't do anything. Oamenii morți nu mai pot face nimic. And when Christ paid the price for our sins, și când Hristos a plătit prețul pentru păcatul nostru, and gave us the Holy Spirit, și ne-a dat Duhul Său Sfânt, we are now fulfilling our destiny. Prin aceasta noi ajungem acum să împlinim destinul ce are pentru noi. Watch it in the life of Jesus. Observați aceasta cu atenție în viața lui Isus. Watch it in Galilee. Observați-l în Galileea. He went through all the towns and villages. El trece prin toate orașele și satele. Preaching the kingdom of God. Predicând împărăția lui Dumnezeu. Under the power of the Spirit. Sub puterea Duhului. You can talk about the kingdom of God without the Spirit. Poți să vorbești despre împărăția lui Dumnezeu și fără de Duhul. Or you can preach the kingdom of God under the power of the Spirit. Sau poți să predici împărăția lui Dumnezeu prin puterea Duhului. And he healed diseases. El a vindecat bolile. And he set people free from demons. Și a eliberat pe oameni de sub puterea demonilor. Now, when I went to seminary, nobody taught me how to have a deliverance ministry. Când am fost la seminar, nimeni nu m-a învățat acolo cum să conduci o slujbă de eliberare. I was trained by the Billy Graham people to train counselors for big city crusades. Fusesem instruit de echipa lui Billy Graham despre cum să organizez consilierii care ajută la marile cruciade de evangelizare. And when I went to Pakistan, Dr. Abdul Haq, who joined the Billy Graham team, came to Pakistan. Când am ajuns eu în Pakistan, în echipa aceasta a lui Billy Graham, de asemenea, a venit și doctorul Abdul Haq să lucreze cu noi. He had big citywide crusades in three cities of Pakistan. El conducea cruciade de evangelizare foarte mari, extinse pe tot orașul, în diferite zone din Pakistan. And I trained all the counselors. Și eu îi instruiam pe toți consilierii de la campaniile acelea. And in the first meeting in my city of Faisalabad. În prima întâlnire pe care am avut-o în orașul meu, în Faisalabad, a young man comes screaming down the aisle at the top of his lungs and falls unconscious at the foot of the platform. Un tânăr intră pe hol și vine până în față strigând din toate puterile sale și apoi prăbușindu-se inconștient în fața scenei. And I'm reviewing my Billy Graham training manual. Și eu trec rapid prin tot manualul meu de consiliere pe care îl studiasem la organizația lui Billy Graham. What is this? La ce capitol se include asta? Is this a first time confession of faith? Să fie asta o primă mărturisire de credință? Is this a backslider? Sau ăsta este un credincios care s-a depărtat de Domnul? Does he need assurance of salvation? E un om care se îndoiește de siguranța mântuirii? Or is this other? Sau este altele, la capitolul altele? This is other. E la capitolul altele. Now remember, I had no training. Amintiți-vă, nu fusesem instruit pe tărâmul acesta. This is 1960. Era în 1960. I am a Westerner. Eu eram un occidental. What would you do? Ce faci în situația asta? I picked him up. L-am ridicat. And carried him into a counseling tent. L-am dus într-un cort pentru consiliere. And I did the Western thing. Și am făcut ceea ce face un occidental. What's that? Adică. I called for a doctor. Am chemat un doctor. The doctor came and examined him. Doctorul a venit, i-a făcut un control medical. He said, finally, there's nothing wrong with his body. Și a spus, trupul său n-are nicio problemă. I don't know why he's unconscious. Nu știu de ce este inconștient totuși.
Finally, Dr. Huck got free from preaching. Între timp, doctorul Huck și-a terminat predica. He was born 90 miles from there. El se născuse doar la 130 de kilometri departare de locul respectiv. He's actually born in the city of Sialkot, Pakistan. S-a născut în orașul Sialkot din Pakistan. And he understood all of this. El știa bine cum stau lucrurile cu oamenii aceia. So when the meeting was over, we carried this unconscious young man into the mission house. Așa că la sfârșitul acelei întâlniri l-a luat pe tânărul acela care era încă inconștient. And Dr. Huck came in and he said, "Don, come on over here. This man has a demon. We're going to cast the demons out." Și doctorul Huck mi-a spus, "Don, haide cu mine. Omul ăsta este posedat de demoni. Trebuie să alungăm demonul din el." My eyes got really big. Și ochii mei s-au făcut ca cepele. I had never been involved in an experience like that up to that point. Până la momentul acela nu mai avusesem nimic de a face cu ceva care să se apropie de experiența respectivă. Dr. Huck shook the young man's shoulder. Dr. Huck l-a scuturat de umeri pe tânărul acela. And he said in a commanding voice, "In the name of Jesus Christ, I command you to come out of him." Și a spus cu o voce poruncitoare, "În numele Domnului Iisus Hristos, îți poruncesc să ieși afară." Strange voices started coming out of this young man. Și niște voci ciudate au început să iasă din omul acela. And one by one, Dr. Huck commanded each demon to leave. Și unul după altul, doctorul Huck le-a poruncit acelor demoni să plece. That was my introduction to deliverance. Aceasta a fost cursul meu introductiv în slujba de eliberare. And of course I interviewed the young man when he came into his right mind. Desigur că după asta am profitat de ocazie să iau un interviu tânărului acelui după ce el și-a revenit complet. I said, "Brother, how did you get that way?" Și l-am întrebat, "Frate, cum ai ajuns în starea aia?" Alcohol? Alcoolul? Immorality? Imoralitatea? Drugs? Droguri? The occult? Și lucruri oculte. He opened every door to Satan or demons. El n-a făcut altceva decât să deschidă toate ușile pentru lucrările demonice în viața lui. And since this was my first experience, I went to all of his friends and asked them what they saw. Și fiind prima ocazie în care am văzut o eliberare reală, m-am dus la toți prietenii lui de asemenea și i-am întrebat ce au observat ei. And they said it's just like he said. Și ei mi-au confirmat tot ce a spus el. He did all those things. El a fost implicat în toate alea. And he became demonized. Și a ajuns sub influența demonilor. And now we see that he's free and born again. Și acum îl vedem că este liber și că este născut din nou. He became an outstanding Christian writer. Și el a devenit un scriitor faimos creștin. And I ask myself a question. Și eu îmi pun o întrebare. Why did I have to go to Pakistan to learn that the Bible is still true today? De ce a trebuit să mă duc eu din America în Pakistan ca să aflu acolo că Biblia astăzi încă este adevărată în ceea ce spune? You know the answer? Știți care e răspunsul? Western education. Educația occidentală. It's called secular humanism. Este umanism secular. It denies the supernatural. Care neagă tărâmul supranatural. And if you are educated in the public school system, you have been affected by that. Și dacă dumitale ai studiat în școlile publice, înseamnă că ai fost influențat, infectat și tu de gândirea asta. And you have to come back to the word of God. Și trebuie de aceea să te întorci la cuvântul lui Dumnezeu. And you may have to wrestle with the word of God. Și s-ar putea că va fi o luptă, o frământare în timp ce citești cuvântul. And you may have to decide, is science right or is the word of God? Și trebuie să te hotărăști, merg de partea științei sau accept cuvântul lui Dumnezeu. And eventually you will discover the word of God is a true picture of reality. Și vei în final să descoperi că adevărul lui Dumnezeu, adevărata realitate este oglindită în cuvântul lui Dumnezeu. Stimați telespectatori, am urmărit împreună mesajul pe care Don McCurry l-a adus în conferința de misiune Romiscon la Valea Drăganului, conferință cu titlul Rolul Duhului Sfânt în misiune. În speranța că emisiunea noastră v-a făcut plăcere, vă așteptăm cu multă bucurie și săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, numai bine!